nu realizezi cât de mic ești decât când pui primul pas în centrul olimpic și realizezi cât de mare este evenimentul, cât de mic ești tu, dar ce forță ai să aduci o bucurie imensă milioanelor de oameni care te privesc și este un sentiment total aparte. De asta zic, este foarte greu de expus în cuvinte, dar îmi doresc extrem de mult să-l retrăiesc la Tokyo, exact cum a fost la Rio. Tot ce îmi doresc în următoarea perioadă este să revin în turnee. Așa cum a zis, sunt 2 ani până la Tokyo și am destul timp să ajung din nou în elită și am o nouă echipă în jurul meu și cred cu tărie că la Tokyo vom fi toți în formă și pentru următoarea perioadă Tokyo rămâne principal obiectiv pentru mine.